Gălățeanca a apelat numărul unic de urgență 112 cerând ajutor. Femeia a fost agresată de fiul ei, care a dat-o afară din casă. Nu-i rău. E bolnav. Nu. A dat-o afară aseară. Băiat și o fată plecat. Crede-o, mai apar și... Ați văzut-o prin cartier pe doamnă? Nu. Zilele astea nu. A avut vreodată probleme cu băiatul? Nu știu. Nu i-am văzut. De fapt, l-am văzut pe băiat că vine, pleacă, dar nu. N-am avut probleme cu el. De asta nu. Și dânsa e o femeie cum se cade. Jandarmii sosiți la locul incidentului au intrat în apartament pentru a negocia cu fiul femeii, însă bărbatul s-a enervat și a atacat. Unul dintre oamenii legii a fost lovit cu cuțitul de mai multe ori în zona feței și a omoplaților. Secția 3 Poliție Galați a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că fiul său a lovit-o și a alungat-o din locuință. La fața locului a fost direcționat un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați, care au găsit femeia în fața blocului, iar cu acordul acesteia au pătruns în imobil pentru aplanarea conflictului. În momentul în care au intrat în apartament, băiatul femeii a lovit primul jandarm cu cuțitul în zona omoplatului și a bărbiei. Acesta a fost imobilizat imediat și încătușat. A fost solicitată prezența unei ambulanțe care l-au condus pe colegul nostru la spitalul de urgență pentru acordarea îngrijilor medicale de specialitate. Jandarmul rănit a fost transferat la spitalul județean, iar medicii au reușit să-l stabilizeze. Pacientul acesta în vârstă de 40 de ani a fost adus de urgență la spitalul nostru pentru plăgi multiple, cel mai probabil produse de o armă albă. Plăgi multiple, dintre care cele mai importante sunt 3 plăgi la nivelul hemitoracelui stâng, din fericire nepenetrante, plăgi mentoniere, mandibulare și la nivelul mâinii stângi. În momentul de față se află internat în secția de chirurgie toracică, unde s-a făcut toaleta plăgilor și este supus în continuare unor evaluări multidisciplinare. Agresorul a fost reținut și va fi supus unei expertize psihologice.